din nou la Ne Vedem la TV, Bianca Rus. Bianca, ai venit iar la mine în emisiune, asta înseamnă că ți-a plăcut. Evident, îmi place să fiu alături de tine și mi-aduc cu drag aminte când eram la Palatul Copiilor, tu cântai o melodie așa frumoasă și eu eram un ghiocel mic și acum la rândul tău ai și tu niște ghiocei acasă care sunt două fete frumoase și tare aș vrea să le cunosc și să le aduc aici în gașca noastră, să învețe și ele ce înseamnă fashion. Oh, crede-mă că sunt foarte pasionate. Acasă în fiecare zi facem parada modei, îmbrăcăm rochițe, ne dezbrăcăm, așa că... Da, pe când și tu, un bobocel doi? Ioi, să nu-mi pui gând rău. Vai, Bianca! Bobocel doi... No, eu îmi păstrez cântecul, a ieșit un ghiocel sus pe deal cât un pitic, mix fios și subțirel ca un fir de borangic. Nu m-am gândit la asemenea chestii atât de mărețe, dar cred că e momentul. Cum stăm cu kilogramele? Să nu fii nervoasă pe mine, vreau să spun că de data trecută am reușit să mai dau jos doar 3 kg și așa de mult mi-aș dori să mai pot să scap din surplusul de grăsime pe care... Evident, mă supără oarecum, dar cu ambiție și cu perseverență voi reuși. Este adevărat că este mai dificil să dai ultimele kilograme, cum ar veni? Da. Tu știi mai bine? Nu. Nu știi. Atunci, nu știu pe cine să întrebam, un nutriționist, Cristi Mărgărit, dar nu prea ascult de el. E un tip super simpatic și cred că știe ce spune, dar mi este foarte greu să țin un regim anume, ținând cont că eu tot timpul sunt pe drumuri, ba în Satu Mare, ba în București, ba în Bacău, ba în așa, mi-e greu, dar niciun stres. Eu sunt leoaică de zodie și pot. Și el ce spune că nu asculți? Păi sau nu știe? Ba da, chiar i-am spus face-to-face că nu-l ascult, dar nu s-a supărat pe mine, deoarece compensez cu mersul la sală, ceea ce este foarte îmbucurător pentru organism și pentru sănătate. Opa, diridanga, mi se rupe tanga toate diminețile. Da, opa, diridanga, mi se rupe tanga, iar m-am făcut prașie. Bianca, să le spunem telespectatorilor de ce am venit aici. Se știe tradiția, așa era, așa este, nu știu dacă se mai păstrează, de sfintele sărbători de Paști, lumea aș cumpăra haine noi. Repet, nu știu dacă se mai păstrează, însă tu, tocmai de asta ai venit să-ți alegi haine de Paște. Deci vezi cum îmi sclipesc ochii? Așa să sclipească și hainele de pe mine. Îmi place enorm de mult că sunt în acest atelier care are o însemnătate foarte mare pentru mine, atât atelierul cât și designerul, pentru că vorbesc aici în numele unei doamne, Mariana Danciu, care o iubesc mult de tot și nemicuță m-a sfătuit și m-a îmbrăcat exact așa cum visa mama mea să fiu îmbrăcată pe scenă. Da, ne-o prezint și nouă? Da! Haideți să ne ridicăm, să mergem, să vedem ce rochițe frumoase face dânsa, să o cunoaștem și pe ea. Bună ziua, bine v-am găsit, mă bucur că ați acceptat și noastră invitația în emisiune. Bună ziua, numele meu este Mariana Danciu, mă bucur că ați venit la atelierul meu și, într-adevăr, Bianca este o clientă mai veche de-a mea, de când era copil. I-am făcut ținute pentru scenă, pentru... diferite evenimente din viața ei de artistă și mă bucur când revine cu drag la atelier și pot să-i ofer ceva pe placul ei. Cât de greu este să o satisfaceți pe Bianca din punct de vedere vestimentar? Ce să spun, eu accept orice provocare, nimic nu este foarte greu pentru mine, Bianca este... O persoană cu un stil personal, are nevoie de ținute mai speciale pentru concertele pe care le are, pentru aparițiile ei și eu cred că ne descurcăm. Vă bucurați că faceți hăinuțele mai pentru o talie mai subțirică decât înainte?
categoric, eu întotdeauna mă bucur când clientele mele reușesc să-și mențină sau să-și remodeleze silueta. E mult mai frumos și mai estetic să îmbrac o siluetă mai subțire și, bineînțeles, bucuria este de ambele părți. Ne bucurăm împreună de noua siluetă, categoric. Bianca este îmbrăcată în alb, e adevărat că albul îngrașă. Eu zic că albul nu îngrașă, la fel ca negrul. Totul e să știi să-l pui acolo unde trebuie pe corp. Bun, să vedem ce ținută își va alege Bianca pentru această sărbătoare. Ne ajutați și dumneavoastră? Categoric. Eu recomand pentru evenimentul acesta un compleu. Pentru biserică, pentru zilele de sărbătoare, un compleu elegant. Compleul acesta este un roz prăfuit. Eu cred că este accesorizat discret și totuși deosebit pentru un eveniment, pentru evenimentul acesta. Este dintr-o stofiță de lână foarte subțire, cu un discret fir argintiu. Este accesorizat cu un volănaș din muslin, cu aceste două fundițe. Bianca, ce spui? Este stilul tău? Crezi că ți se potrivește? Ai îmbrăca așa ceva? Eu n-am mai purtat compleu. Cred că dacă mi-ar spune cum să-l port și cum să am prestanța necesară, cred că mi s-ar potrivi. Bun, hai să vedem cum îți vine. Păi doar îmi pun capul acolo? Nu, păi ia sacoul pletine. Îți vine oare? Da. Bun, să vedem. Îmi place și decolteul, îmi place foarte mult. Îmi plac și bordurile acelea și gulerul mi se pare așa un pic rusesc, ceea ce se potrivește. Dacă mă cheamă Bianca Rus, acum logică, compleul trebuie să aibă ceva din stilul meu și de-aia îmi place tare, tare mult de doamna designer, pentru că tot timpul creează hainele exact pentru personalitatea fiecare. Bun, Bianca, să vedem cum îți vine. Dacă mă întreb ce fac, îți spun că sunt bine. Nu-mi lipsește nimic, am și banii de chirie, da. Mă uit în jur, am prietenii aproape la TV și la radio se aude că adă poate. Așadar, până la urmă, ai ales ceva verde. Da, am ales ceva special, exact pentru sărbătoarea pascală și îmi place enorm, enorm de mult și ai văzut cât de repede l-a cusut? Ți-a căpăcat pe loc. Acum l-a făcut. Exact pentru mine, pentru corpul meu. Cu asta poți să mergi la biserică, este potrivită. Să știi că este potrivită. Și mie știi cum mi-ar place să fac două fuste din compleul ăsta și să port și un body pe dedesubt. Poți să o combini. Și balerinuță. Da, dar pentru scenă este exact ce-mi doream. Am înțeles. Bun, o să probăm puțin mai încolo și o rochie mai de gală, pentru că dacă a trecut postul, urmează nunțile, botezuri. La nunți, să mergem în cluburi, să invadăm unde e distracție, hop, hop și noi. Uite, mai fac o piruetă să se vadă așa în ansamblu costumașul. Vai, ce mult îmi place! Da, e atât de finuț și atât de făcut așa cu gust și materialul ăsta așa de finuție. Poți să pui mâna? Vrei să pui mâna? Vrei? Bine, Bianca, hai să vedem ce mai probezi. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away.
Bianca, te așteptăm să ieși. Suntem curioși să vedem cum îți vine rochița de seară. Te lași așteptată. Tădă! Mamă, super! Chiar îți vine bine și culoarea aceasta. Stau bine culorile tari. Foarte frumoase. Și ți se sortează și cu rujul. Mulțumesc! Deci tot timpul am visat să port o asemenea creație, Mariana Danciu. Îmi place enorm, enorm, enorm. Ia să vedem, are și o broderie aici. Așa. Broderia este splendidă, prețul este pe buzunarul meu, al tău. Bun, haideți să ne așezăm, o să fie așa îmbrăcată. Poate să facă un cadou foarte frumos de iepuraș, o asemenea rochiță pentru doamnele pe care le aveți acasă. Să ne așezăm, uite, ai ocazia să fii îmbrăcată de prințesă. Ai mai dat un interviu îmbrăcată de prințesă? Doar când am filmat videoclipul Lacrimi, atunci am purtat o rochie atât de splendidă și atât de fină. Obișnuiești să porți rochii lungi când mergi la un eveniment? Da. Chiar este cazul să port rochii lungi, că dacă toate doamnele și domnișoarele poartă rochii lungi, eu o să port rochie scurtă. Să înțeleg că până acum ai purtat mai mult rochii scurte. În cluburi, da, port rochii scurte, dar acum mi-am schimbat puțin stilul vestimentar. Îmi place să port ceea ce este în trend și să mă port exact cum îi place partenerului. Este un partener? Nu este. Sigur? Sigur. Bianca, în ultima perioadă vii cam des pe acasă. Ce se întâmplă? Care este motivul? Păi motivul oamenii dragi pe care îi am alături și, evident, familia. Și mi-e dor să mai merg pe acasă. Și mi-e dor de sărături pierd. Iubesc tot ce mă înconjoară, până și materialul ăsta îl iubesc. Deci e atât de fluffy, ioi. Folosești și la și în București acești termeni de ioi, no, poate. Na bine, no, dar de ce să nu folosesc cuvintele astea, că nu deranjează pe nimeni, mi se par marcă personală. Da, da, conform cu originalul. Ce mănânci în aceste zile de sărbătoare? Multe ouă, ruladă, vai, deci îmi place rulada cu un picuț așa de usturoi și ouăle să fie așa în mijloc, țaca-paca și cu cărnăciori. În asta visez că aș mânca, da? Când colo mai e o salată, fără dressing, fără ulei, fără sare. Adică tu acum de Paște nu vei mânca șuncă, ouă, miel? Încerc să renunț oarecum la șuncă, ouă, așa. Bine, ouăle sunt tradiționale, acum un nou cioca-cioca, Hristos a înviat, asta e așa pentru sufletul meu. Dar ciupercuțe cu cașcaval pe deasupra, șunculiță rulată, creveți cu orez, așa, bine, orez din când în când, doar la zi de sărbătoare. Și cam asta este meniul. Mie îmi place foarte mult iepure. Am o poftă de iepure. Iepure de Paște. De fapt, iepurașul o duce cadouri, acum nu-l mâncăm. Am tăiat pe iepure și o să-l mănânc. And on the beaches we are all bunny jumping. And with our feet we all stomp to the beat. It's bunny party, bunny baby, shake your booties. And we are singing to the sweet melody. Primești tropitori? Primez tropitori. Vă aștept pe toți să veniți să mă stropiți.
dar să veniți cu parfumuri scumpe, de cea mai bună calitate, că altfel vă țin în fața porții și nu vă deschid. Deci, primesc. Ce amintire frumoasă ai de Paște, de când erai tu copil? Cred că ziua de astăzi o să fie cea mai frumoasă amintire de Paște. Eu sunt o împătimită a ceea ce înseamnă haine și atunci când sunt alături de tine și mi-aduc aminte de mai multe pățănii din viața mea de copil, mi se pare ceva super. Wow! Cum stai tu îmbrăcat acasă? Picior peste picior? Păi cam așa stau îmbrăcată. Așa elegantă? Da, îmi pun rochia mamei mele pe mine, pentru că are și ea o rochie de seară, și stau așa frumos la o ceașcă de ceai și savurez și mă uit din nou în dulapuri și mai văd câte ceva și iară mai văd câte ceva, dar nu stau să probez toate ținutele pe care le are mama în dulap, ci îmi pun căștile în urechi și bum, 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 ți-bum. Bianca, te văd mereu pe tocuri. Ai și alte încălțări? Nu. Nu am alte încălțări, am o singură pereche de pantofi și tocurile mele sunt supradimensionale. Adică toți pantofii tăi sunt cu toc? Da, păi piciorul frumos îl aranjează un pantof cu toc. Și uite, de exemplu, rochia asta. Uite, o să mă ridic în picioare ca să îți exemplific. Dacă eu aș avea un pantof fără toc, păi aș te rog după mine. Și pe mine nu m-a făcut mama de 2 metri să pot să renunț la pantoful cu toc. Și de aceea tot timpul sunt pe scheșe pe tocuri. La ce te gândești când pui capul pe pernă? La ziua care tocmai s-a încheiat sau la ziua care urmează, la planurile de viitor? Nici de cum, la rochia de mireasă. Nu știu. Mă gândesc la o floare cu spini, noua mea melodie. Mă gândesc că la tot ce înseamnă frumos, la tot ce înseamnă artă. Sunt foarte artistică și creativă și atunci când dorm, gândesc creativ. Ori depinde din ce domeniu mă aleg. Este la mine în cap ca la film. Deci dacă vreau fashion, mă gândesc ce rochie aș purta după Paști. Dacă mă gândesc la muzică, gândesc mult mai departe de un videoclip. Și tot așa. Cât de mult contează lucrul? Cred că are o contribuție foarte mare, mai ales pentru un artist. Da, și pentru viața de zi cu zi contează, deoarece o femeie frumoasă sau un bărbat foarte îngrijit iese mai bine în evidență și așa, pentru el, pentru tine, și pentru lume, evident. Îți trebuie bani ca să te îmbraci bine? Nu. Da, de ce? Vii aici la atelier și poți să împrumuți oricare dintre cele mai frumoase rochii. Nici de cum. Ce bani. Acum, sincer vorbind. Da, uite, costumașul pe care l-am probat înainte, eu cred că e vreo 5 milioane, deci dacă mi-ar da tăti cu 5 milioane, eu mi-aș cumpăra costumașul ăla verde. Și cine nu are 5 milioane? Cine nu are? Pupici! Cât stai acasă? Voi sta până după Paști, că am planul să merg în America. Da. În vizită? Da. Deci după Paști înseamnă încă vreo 2 săptămâni, după care merg la o nuntă. Unchiul meu
m-a invitat acolo, mi-a trimis o super invitație pentru că verișorul meu se însoară. Și atunci mă duc să metalez și hainele, să le și cânt ceva popular așa mai pe sufletul lor, că n-au fost de mult în România. Și evident să mai vizitez câte ceva pe acolo, eventual casa lui Tom Ford, să mă duc pe la Eminem pe acasă să văd ce mai face. De data trecută nu mi-a mai scris nicio scrisoare și sunt oarecum supărată pe el. Have you ever loved someone so much you giving on for? Not the expression, no, literally giving on for. When they know they're your heart and you know you are their armor and you will destroy anyone who would try to harm. Dar cred că o să am o vacanță minunată. Nu o să stau numai o lună. Bianca, ai ochii albaștri, sunt ochii tăi sau sunt lentile? Oh my God, da, am ochii albaștri. Am ochii cameleonici, mi se schimbă așa de la vreme. Când plouă afară, am ochii albaștri. Atunci când este soare, am ochii verzi. Iar atunci când tună și fulgeră, am ochii căprui. Bun, dacă toți suntem la această parte, hai să lămurim câte operații estetice ai, ce ți-ai făcut. N-am nicio operație estetică, sunt naturală 100%. Singura mea operație... care este? Acum te gândești care poți să ne-o spui sau cum? Nu, este operația de a mă schimba și de a-mi pune altceva pe mine. Operațiune. Este o operațiune foarte plăcută și care îmi dă așa o senzație de... Ne-ai spus că ai două melodii noi, fredonează-ne una dintre ele. V-aș lăsa pe voi să descoperiți melodiile, deoarece una dintre melodii este de club, iar ținuta aceasta, atât de elegantă și de prețioasă, nu-mi permite să cânt muzică de club. Iar cealaltă se numește Dispari, ceea ce este dedicație pentru toți bărbații, ăia mai aventurieri. Bianca, îți mulțumim tare frumos. Și eu vă mulțumesc. Pupici, mama.